participat de la concurs pe lângă cei mici de clasa 4-a și 8 elevi de gimnaziu, care s-au străduit să redea complexitatea care există în fiecare poezie eminesciană și cred că de aceea, după 164 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu, încă mai citim cu drag poeziile lui și ne bucurăm de fiecare dată când le auzim recitate și cred că fiecare dintre noi se poate regăsi în poezia lui Mihai Eminescu și capacitatea aceasta a copiilor de a transmite emoția ce se prinde în acea poezie, cred că este cea mai mare mulțumire pe care o putem avea atunci când îi auzim. Bineînțeles că această capacitate de a înțelege mesajul poeziilor eminesciene diferă în funcție de vârstă și în momentul acesta veți vedea cum au filtrat elevele prin sensibilitatea lor acest mesaj. Mihai Eminescu este un poet care a fost tradus în mai multe limbi străine, printre care și limba spaniolă și de aceea două eleve dintre cele 8 vor citi și două poezii în limba spaniolă. Elevele sunt în ordinea următoare: Gabriela Borhani, clasa 8-a, care va recita pe lângă proprii fără soț, Ana Maria Vezniuc va citi poezia Angel de la Guarda în limba spaniolă, Înger de pază, Neculcea Naomi, poezia O madre, o mamă în limba spaniolă, Ana Maria Fritz cu poezia Răsaia supra mea, Ionela Preotesei, poezia Crăiasă din povești, Grădinarul Alexandra din clasa 5-a, poezia Și dacă, Leonte Florina din clasa 7-a, poezia Rugăciune și Nechita Ramona din clasa 6-a, poezia Trecut au anii. Sper să le urmăriți, le ascultați cu plăcere.